Uitați ce frumos sună întrebările dumneavoastră. Soțul, pe cine trebuie să iubească mai mult, pe soție sau pe mamă? Și care rolul soacrei? O, Doamne, ține-o! Să aibă grijă de nepoți. Este o problemă. V-am spus la un moment dat că noi trebuie să învățăm tot timpul cum să ne raportăm la următoarea etapă de vârstă și de familie. Cum e scris în Biblie că părinții își lasă copiii sau copiii lasă părinții când se căsătoresc? Copiii. Așa că nu vă așteptați ca unii părinți să-i lase ei, că nu-i lasă. Unii ar vrea să-i mai țină. Cei ce se căsătoresc trebuie să aibă maturitatea să lase. Evident, asta nu înseamnă să abandoneze, ci la nevoie trebuie să îngrijească. Dar să nu înseamnă întâi să meargă pe la părinți și apoi acasă. Să nu înseamnă... Iar acum am primit o adresă pe site-ul de care aminteam, în care o soră spunea, soțul se consultă mai mult cu frate său decât cu mine. N-am vrut să-i dau un răspuns simplu, de aceea am rugat-o să mă sune, pentru ca nu cumva să greșesc așa pentru răspuns simplist. Poate nici ea nu se știe raporta la soț. Să vă dau un exemplu, încercând să răspund la întrebare. Mă sună un frate și zice, nevasta mea a plecat la mama sa. I-am dat telefon să vină și n-a venit. Zici, și când ai luat-o de nevastă, tot așa ai făcut, i-ai dat telefon să vină și a venit, nu? Zice, nu, că atunci am pețit-o, du-te și mai pețește odată că iară vine. Adică se poate întâmpla ca părinții să nu înțeleagă faptul că băiatul sau fata lor s-a căsătorit. Să fie prea posesivi. Dar se poate întâmpla, aici, de exemplu, sau într-o altă situație ce ar putea să pună aceeași întrebare, ca soția să nu fie suficient de dulce și de magnetică pentru a-l atrage. Și oamenii sunt vulnerabili, care n-are greutate, acolo unde e magnetul mai puternic, acolo se duce. Mama l-așteaptă cu drag, cu mâncarea care îi place și soția spune, ai bine, ai venit să faci ceva treabă. Și atunci lui vine să meargă pe acasă, că o fi obosit pe la mama sa. Deci, ia bun Dumnezeu să înțeleagă părinții asta în primul rând, în al doilea rând, partenerul de viață să știe să atragă, nu să respingă. Care e rolul soacrei? V-am spus că noi avem copii căsătoriți, alții necăsătoriți. Părerea mea că pe măsură ce copiii cresc, noi trebuie să le dăm porunci de la distanță. Cum zice Pavel în Filipeni 2, mă bucur că sunteți ascultători și în lipsa mea. Iar când copiii sunt mari, cu atât mai mult când sunt căsătoriți, eu n-am drept ca părinte să le poruncesc. Bucuria mea va fi dacă ei eventual mă consultă și îmi cer părere, atâta tot. De acum mă rog, le doresc binele, dar trebuie să-și dobândească independența lor. Amin? Așa, v-a să zic, altă soacră problemă. Cum să o faci să înțeleagă că nu este bine să se amestece? Dragii mei, asta spun la cei tineri, înainte de a vă căsători, discutați întâi crezul, apoi lucrurile gospodărești și la urmă, dacă ți-s ochii frumoși. Începeți la rând. Psalmi, proverbe, Eclesiastul și apoi Cântarea Cântărilor. Nu luați așa de la dreapta la stânga, că ajungeți voi la comitet, la proverbe și la post și rugăciune în psalm. Să fie lucrurile lămurite, înțelesul de la început elimină cearta de la urmă. Aici, în primul rând, soțul, dragii mei, trebuie să-și dovedească autoritatea de soț. Să știe cui și ce se permită în familie. Că sunt oameni sfătoși. Sunt nu doar soacre care se bagă, sunt surori din adunare, limbutii, scoditoare, care se amestecă în treburile altuia, curioase, peste măsură. Nu satisfaceți curiozitatea altora. Intimitatea familiei este rezervată soțului și soției.
Nu trebuie să ne angajăm alții să ne țină contabilitatea, ce și cum, când facem cu banii, când a rămas nevasta gravidă, ce și cum, lasă, este medic pentru asta, dincolo avem contabil dacă trebuie. Pentru că dacă nu ne sunt lucrurile foarte clare, iată că ne trezim cu astfel de situații. Dar părerea mea, că aici nu-i doar lipsă de înțelepciune și lipsă de pocăință, că nebun să fii și pe calea Domnului tot nu dai în gropi. Și în Isaia 35. Deci, să privim cu demnitate celelalte persoane, familiile care sunt întemeiate, să n-abuzăm, vrei ceva, roagă-te. Luați ca exemplu, stimate soacre și socri, pe Ietro. S-a dus la Moise, scrie în Exod 18 și a zis, băi, atâta orar de muncă ai. De dimineață până seară, vorba cuiva, o să de ce Ietro a zis către Moise, că stă prea mult la servici, că i-a dusese nevastă și o să acum de fata mea când o să aibă vreme, nu? Dar interesant cum scrie acolo. Ce vorbă de socru înțelept. Sfatul a fost foarte bun, jinele l-a luat, dar are Ietro o vorbă și zice așa, 23, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, nu doar că ți-am zis eu că socru, băi, roagă-te, vezi, poate e bine ce zic eu. Sună mai prost, nu? S-ar putea să primească ginerile mai bine, nu? Dragă mami, fă așa! Auzi, eu am înțeles că așa ar fi bine. Tu vezi, discuți cu soțul tău, cu băiatul meu, vă înțelegeți. Eu vă ajut, mă rog pentru voi și Dumnezeu să-L vă lumineze și să vă... Zice Pavel în Filimon, și așa avea dreptul să-ți poruncesc. Și da, mai bine să fac o rugăminte în numele dragostei. Nu sună mai frumos? Mă tem că unii trebuie să meargă cu limba la pilit ca lupul ăla din povestea cu Ion Creangă. Da. Limba dulce zdrobește, oase scrie înțeleptul, face încheieturi și unde nu-s. Dar când mergem poruncitor, face așa, supărare, că nu a făcut cum am zis eu. Păi, am spus în primul rând, ce trebuie să urmărim noi? Creșterea spirituală, pocăință. Supărări în familie. Am fost la un loc odnănut de mult și nu mai trăia tatăl băiatului care s-a logodit. Și a fost așa zâmbete și lacrimi, că așa e normal să fie în familie. Și la câteva zile a fost la înmormântare, a murit un soț, a lăsat 10 copii, murit în accident, doar când sunt în misiune, niciunul căsătorit. Vă dați seama ce lacrimi au fost acolo. Și m-am gândit, între logodnă, un prim moment oficial, acum stabilit și în România și prin dreptul civil, și până la înmormântare, între astea două momente, când e loc de scandal? Că eu tot n-am înțeles. Dar îmi pare rău să spun că unii știu să vorbească frumos, să aprecieze numai înainte de nuntă și după mormântare. Dar nu-i timp în viața asta așa de scurtă, cu un scop așa de nobil, să te cerți. Să pași de vină ușor, să fii supărat, să nu vorbești. Mă întâlnesc și asemenea situație. Spune o soră, frate, soțul meu să mâine mai vorbește 3 săptămâni. Dar eu zic, da, și nici nu se mai culcă cu tine. Am zis, da, cum, în tăcere. Băi, ciudat sunteți. Vedeți, lucruri care nu sunt normale, oameni buni. Pocăiți să se certe. Băi, da, dar dumneavoastră nu e adevărat, nu? Nici nu vă amintiți când v-ați certat ultima dată, așa a fost cândva, înainte a vă pocăi, nu știu când. Da. Nu scrie în Biblie că astfel lucruri să nu fie pomenite printre sfinți. Și dacă au fost, avem un Dumnezeu care uite și să nu vă mai aduce aminte nici dumneavoastră. Spuneam un soț, zice, am o soție așa istorică. Și altul spune, poate vrei să zici isterică? Zice, nu, istorică. Toate mi le spune ca de la carte. Și ce eu spun, las, dragă, că le știu că mi le-ai mai spus. Atunci ai făcut aia, atunci ai făcut aia. Dar dragostea acoperă o sumedenie de... Din stare dragostea asta de multe. Doamne, ajută-ne! Și ține-ne părinții, dar ține și cu multă înțelepciune.